Aproximativ 2,55 milioane de tone de hrană se aruncă în fiecare an în România, cea mai mare pondere fiind de mâncare gătită, fructe și legume. Deși există un grad de incertitudine în ceea ce privește datele referitoare la risipa alimentară în Uniunea Europeană, cantitatea de alimente produse ce este irosită pare să fie inferioară estimărilor de la nivel mondial. Proiectul de cercetare finanțat de Uniunea Europeană estimează că aproximativ 20% din alimentele produse în Uniune sunt irosite. Conform studiilor existente, în România se aruncă în fiecare an aproximativ 2,55 milioane de tone de mâncare, adică peste 350 de grame de mâncare, ceea ce înseamnă aproximativ 129 de kilograme pe cap de locuitor. Se spune că poporul român este sărac, dar totodată risipește foarte mult. Deci foarte multă mâncare este aruncată. Dumneavoastră, ce părere aveți? Este adevărat ce se spune pe la televizor că aruncă mâncare. Asta datorită celor 7 ani de acasă, una peste alta, nu e un popor chibzuit. Uite, eu, de exemplu, n-am aruncat un gram de nimic, iau cât îmi trebuie, chiar dacă aș avea bani mulți. La ce să arunc? Să arunc banii la coșul de gunoi, cu alte cuvinte. Nu-i popor ordonat, poporul nostru. Așa e, dar n-ai cuvinte, așa e România. Occidentul, cum e în Occident. Deci la noi o să fie mare, nu poate, oția e mare aici în România. Din cele 129 de kilograme pe cap de locuitor risipite anual, 24% este mâncare gătită, 22% fructe, 21% legume și 1% carne. Cea mai mare risipă de hrană se înregistrează în mediul urban, în timp ce în comunitățile rurale se folosesc metode tradiționale de valorificare a resturilor alimentare din gospodării. Părerea mea este că unii nu știe să economisească și alții știe să destrăbăleze cu ceea ce nu pot pune deoparte. Deci tu consideri că românii ar trebui să fie mai chibzuiți și să nu mai cumpere chiar atât de mult dacă nu au nevoie? Nu, să cumpere strictul necesar și să nu să păstreze, să mănânce și pentru a doua zi, chiar și, dar să congeleze și peste 3-4 zile să consume aceeași mâncare, dacă se congelează, este congelată mâncarea, este rezistență. În mediul urban, peste 95% din resturile din municipii ajung la groapa de gunoi. Costurile asociate risipei de alimente sunt de cel puțin două feluri, costuri economice și costuri de mediu. Donarea de alimente ar trebui încurajată și va rămâne permanent un factor esențial de reducere a risipei alimentare.